Un alt atac al unui urs a fost înregistrat sâmbătă dimineață în zona Broșteni, la o gospodărie din Holdița. Potrivit martorilor, ursul a ucis mai multe animale dintr-o gospodărie și apoi a părăsit zona. Ajuns în marginea pădurii, ursul a stat câteva minute și s-a uitat la oamenii care veniseră să vadă ce s-a întâmplat. Pentru că nu găsesc resurse de hrană, urșii dau buzna în gospodăriile oamenilor sau în zone nepopulate unde găsesc hrană. Astfel, acesta este și cazul gospodarului care și-a găsit animalele sfâșiate de urs chiar în grajdiul, aflat la câțiva metri de casa lui și a altui vecin. Ursul nu a ucis doar animalele, ci a distrus și construcția în sine.